Bună seara, bun găsit tuturor. Așa este, de la oră la alta crește numărul persoanelor care ajung în România după ce decid că aceasta este cea mai bună variantă pentru viața lor și a familiilor. Am reușit să discutăm cu o parte dintre persoanele venite aici. Trebuie să știți, vorbim atât despre cetățeni din Ucraina care au pașaport de România sau dublă cetățenie, cetățeni români, dar și turiști care au venit în stațiunile montane din Ucraina, dar acum, în aceste momente, singura soluție este să părăsească țara. Spuneam că am vorbit cu multe persoane, iar clipele pe care le-am trăit alături de ei sunt cam greu de descris în cuvinte. Trebuie să știți că coada de mașini se întinde pe cel puțin 7 km din acest punct și până în Ucraina, iar cele mai multe familii, spre exemplu, dacă este o familie formată din tată, mamă și doi copii, tatăl decide ca mama cu copii să vină pe jos câțiva kilometri, să ajungă primii în România, să fie în siguranță, iar mai apoi aceștia îl așteaptă pe tată să vină cu mașina, poate dura 2-3 ore, dar în momentul când aceste familii se întâlnesc aici în România, este greu de descris, dar în același timp frumos de anunțat faptul că oamenii au bucuria, bucuria că au ajuns într-o țară care cel puțin momentan le poate asigura protecție. Totodată, trebuie să știți că cel puțin aici, în județul Maramureș, nu au existat încă cereri de cazare, pentru că majoritatea persoanelor fie au rude în județ, fie au alocat o anumită sumă pentru a se caza la unitățile de aici. Dar cu siguranță zilele viitoare numărul acestora va crește, astfel că autoritățile pregătesc și tabere pentru refugiați.